pască fără aluat, cu brânză de vaci și dulceață de zmeură. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente: un pahar de griș sau de biscuiți, o sută de grame de miere de albine sau de zahăr, 70 de grame de unt, o lămâie, unde vom folosi și coaja și sucul de la lămâie, 150 de grame de chefir, 250 de grame de brânză de vaci sau de ricotta, 3 ouă, un praf de sare, 100 de grame de miere de albine sau de zahăr, 100 de grame de stafide și 100 de grame de dulceață de zmeură. Și vom începe cu blatul, unde vom pune un strat de griș sau de biscuiți. Deasupra vom pune zahărul sau miere de albine și vom completa cu untul tăiat bucățele. Le puteți și amesteca într-un vas pe toate și apoi le puneți împreună și apăsați așa cu fundul unui pahar. Acum faceți cum credeți că e mai bine. Și pentru crema noastră vom pune brânzica, o să adăugăm chefirul cu miere de albine sau zahărul, amestecăm așa puțin să topim zahărul și cele 3 ouă le adăugăm cu praful de sare. Amestecăm din nou toate ingredientele. Punem stafidele, coaja de lămâie, și vom pune și o lingură, două de zeamă de lămâie. Vom amesteca totul și acum nu ne rămâne decât să punem următorul nostru strat. Așa. Și vom da la cuptor la 170 de grade pentru circa 50 de minute. După ce am scos din cuptor, o vom pune deasupra dulceața noastră de zmeură și vom lăsa pasca noastră să se răcească în formă. Eu am folosit o formă de 18 cm de diametru, care se vede că se deschide. A fost tapetată cu unt și cu hârtie de copt. Și după ce s-a răcit, scoatem și poftă bună și Paște fericit!